Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Larisa Bernaschi și începem România Politică. În prima parte a acestei emisiuni vom discuta cu Andrei Corlan, care este comisar general al Gărzii de Mediu. Bună seara, domnule Corlan, bine ați venit, de fapt, pentru prima dată la România Politică. Bună seara, mulțumesc de invitație. Domnule comisar general, aș vrea să încep cu știrea zilei. Am văzut astăzi în toate publicațiile, mai exact, o captură imensă pe care ați făcut-o în cursul zilei de astăzi sau în cursul nopții? Nu, astăzi s-a finalizat o acțiune care a durat o săptămână. O săptămână. Face parte dintr-un lanț de acțiuni al Departamentului de Biodiversitate, al Gărzii Naționale de Mediu, pentru combaterea infracțiunilor de braconaj. Și putem spune că a fost o acțiune amplă, o acțiune premieră de o astfel de anvergură. Am oprit în trafic cu ajutorul poliției rutiere 1256 de transporturi. 1256 de mașini, de mașini au fost verificate. Transportau diverse încărcături. Scopul nostru era să identificăm transporturi ilegale de pește. Am confiscat peste 250 de kilograme de pește. Am confiscat și 4 autovehicule care transportau pește fără să dețin acte de proveniență. Și am confiscat peste 524 de unelte utilizate la braconat. Și dacă ar fi să însumez metri liniari de plasă confiscată, pot spune că au fost 14 kilometri de plasă confiscată în decurs de o singură săptămână, care foloseau pentru a bracona. Cât de importante sunt aceste verificări și cred că se întreabă și cei de acasă de ce se ocupă Garda de Mediu de astfel de verificări. Este în atribuțiile Gărzii de Mediu să verifice și să identifice astfel de, să facă astfel de controle sau mai degrabă mergeți în zona poliției, poate? Garda Națională de Mediu are atribuții pe tot ceea ce înseamnă legislația de mediu. Noi ne ocupăm cu controlul implementării legislației europene și naționale la toate nivelurile din țara noastră. Fie că ne referim la persoane juridice, fie că ne referim la persoane fizice, fie că ne referim la instituții ale statului. Și unul dintre scopurile pe care mi le-am format în acest mandat a fost identificarea fenomenelor de mediu cu care ne confruntăm ca țară și abordarea lor prin planuri de acțiune succesive pentru a descuraja acest fenomen. Aspectul contravențional, evident, nu este descurajant pentru acești făptuitori, dar confiscarea rezultatelor afacerii lor ilegale, respectiv confiscarea mijloacelor care au săvârșit acele fapte, cu siguranță descurajează ca aceste fapte să mai aibă loc. Ca să traduc așa, nu îi interesează foarte tare amenziile pe care puteți să le dați, ci mai degrabă instrumentele cu care pot face în continuare braconaj. De ce? Amenziile sunt mici? Amenziile noastre sunt foarte mari, dar dacă este să ne referim la activități de braconaj, cum a fost cazul acestei știrii zilei, atunci acești oameni, mulți dintre ei, nu plătesc sancțiile niciodată, nu au venit, nu au nimic pe numele lor, așa că abordăm o soluție mai practică și le luăm efectiv obiectul muncii legale pe care o desfășoară. Cât de avansate sunt acest tip de activitate de braconaj la noi în țară, pentru că atunci când mergi într-un restaurant din România, cu greu găsești pește românesc. Pe de altă parte, vedem că doar dumneavoastră ați luat în ultima săptămână 250 de kilograme de pește. Cât de mare e acest fenomen? Păi, putem face o comparație, având în vedere că doar într-o săptămână am avut aceste rezultate. Putem vedea că anul trecut, când am avut o acțiune tot de o săptămână în Delta Dunării, iarăși am confiscat 8,4 km liniari de plase. Putem vedea că în fiecare acțiune care se desfășoară pe linie de săptămână avem rezultate similare. Deci putem afirma că fenomenul este direct proporțional cu numărul de sancțiuni. Deci este un fenomen care pune în pericol habitatele naturale, biosecuritatea și atunci Garda Națională de Mediu este instituția care ia măsuri în acest sens. Ar trebui, din punctul nostru de vedere, modificată legislația, poate cu niște amenzi mai mari sau cu pedepse mai mari? Se poate ajunge la închisoare, poate? Da, bineînțeles. În ceea ce înseamnă partea de braconaj, există pedepse direct cu închisoarea și un alt lucru pe care îl face Garda de Mediu, cel puțin în ultima perioadă, a fost
pentru descurajarea faptelor care pot constitui infracțiuni, să mergem direct în sfera, sfera penalului, în sfera sesizărilor penale, mai mult decât în sfera contravențională. Vă întrebam asta pentru că cred că de aici, sau cel puțin la mine din spatele pupitrului, nu-mi dau seama de amploarea fenomenului, dar spuneați că oamenii aceia pe care i-ați prins nu au de obicei venituri, nu au nimic pe numele lor. Mă gândesc că în spate totuși există niște oameni care au venituri și au lucruri pe numele lor. Care de obicei sunt clienții acestor pescari sau care finanțează activitatea acestor pescari, tocmai de aceea și aceste zile penale și această colaborare cu poliția. Avem colaborări deschise foarte, foarte apropiate cu Parchetul General, Departamentul de Combatere a Infracționalității de Mediu. Avem cu DICOT-ul și toate sesizările noastre penale și informațiile pe care noi le acumulăm în cadrul acestor acțiuni sunt înaintate către organe de cercetare pentru a destructura eventualele lanțuri infracționale. Deci putem să vorbim de niște rețele? Putem să vorbim de grupuri, nu știu dacă am putea spune chiar rețele, dar cu siguranță putem vorbi de grupuri care se ocupă cu acest gen de activități. Din punctul meu de vedere, știu că sunteți de un an, da. E mandatul dumneavoastră de la șefia Gărzii de Mediu. V-aș întreba dacă ne puteți face, nu știu, un top 3 al celor mai flagrante încălcări ale legii în această zonă. Sunt într-adevăr de aproape un an această funcție, dar de 15 ani în instituție. Așa că pot face destul de multe afirmații despre fenomenele contravenționale, cât și infracționale de mediu de la noi din țară. Și pot afirma că principala problemă cu care se confruntă țara noastră este legată de managementul defectuos al deșeurilor. Fie că vorbim de colectare separată defectuoasă, fie că vorbim de neatingerea obiectivului de reciclare sau fie că vorbim de fenomene infracționale cu deșeuri, că vorbim de deșeuri reciclabile sau că vorbim de bunuri second hand care sunt mascate în deșeuri care încearcă să pătrundă la noi în țară. Da, nu de puține ori am văzut știri cu camioane sau prin portul Constanța intră deșeuri la noi în țară. Și am văzut inclusiv afirmații cum că am fi groapa de gunoi a Europei, pe bună dreptate, pentru că ajung atât de multe deșeuri la noi în țară. Am văzut în ultima perioadă, într-adevăr, că au încercat să mai stopeze din ele. Cu toate acestea, înțeleg că intră foarte mult. Aveți niște date statistice? Cât de multe deșeuri intră la noi în țară? O să încep prin a permite să vă contrazic că România nu este groapa de gunoi Europei. Dacă am fi de acord cu această afirmație, înseamnă că lupta pe care o duce Garda Națională de Mediu aproape zilnic ar fi o luptă care a fost pierdută și nu este așa. Pentru că Garda de Mediu a reputat victorii impresionante, ceea ce înseamnă stoparea traficului ilegal de deșeuri. La propunerea Gărzii Naționale de Mediu, de la 101 puncte de trecere a frontierei, s-a restrâns numărul la doar 21 de puncte de trecere pentru deșeuri și produse susceptibile a fi deșeuri. Asta înseamnă că din cele 101 puncte doar prin 21 de puncte, un transportator are voie să introducă deșeuri din export în țara noastră. De ce s-a luat această măsură? Haideți să le luăm așa pe rând. Această măsură s-a luat pentru că presiunea asupra granițelor noastre a crescut în mod exponențial, mai ales începând cu anul 2020, odată cu pandemia COVID și odată cu închiderea granițelor din Turcia și China. Și pentru că din Uniunea Europeană, noi și Bulgaria suntem țările cu cea mai mică taxă de depozitare, am devenit o piață atractivă pentru Occident, din punctul ăsta de vedere. Având în vedere că deșeurile, transporturile puteau intra prin toate cele 101 puncte, evident că era dificil ca Garda Națională de Mediu să acopere toate acele puncte și atunci am solicitat o modificare legislativă care, din fericire, s-a întâmplat, care a prevăzut următoarele lucruri. Odată, restrângerea punctelor de trecere, stabilirea prezenței constante a Comisarului Gărzii Naționale de Mediu în punctele de intrare și, cel mai important, digitalizarea acestui proces de intrare al deșeurilor. Și este o aplicație care este deținută de Administrația Fondului pentru Mediu, se numește ROAFM, care prevede obligații ca destinatorul acestor deșeuri să fie înregistrat și ca transportator al acestor deșeuri să anunțe cu 24 de ore înainte intrarea în țară. Și ca să vă prezint efectele acestei. Stați până la efecte, haideți să vedem concret. Deci eu dacă vreau să aduc
deșeuri în țară, trebuie să mă duc la anumite puncte de frontieră din cele 21. Da. Trebuie să anunț în prealabil. Oricare dintre cele 21. Dintre cele trebuie 21. Să anunțați cu 24 trebuie de ore. Trebuie să anunț în prealabil cu 24 de ore, da, pe o aplicație. Anunțați pe aplicație, vă conectați la aplicație, ați anunțat cu 24 de ore înainte și atunci autoritățile române au informații unde va avea loc transportul unde, și când. În aplicație anunț când ar trebui să intru în țară aproximativ și locația în care mă duc. Exact. Nu? Adică nu unde aproximativ, voi lăsa. Exact când o să intrați și când. Mă rog, acum cred că exact nu se poate, având în vedere da, că nu mai e o sunt, oră fixă, dar în decursul fixă, zilei da? respective. În decursul da. Zilei respective. Da. Și locația unde voi duce acele deșeuri, corect. Da? Destinatarul deșeurilor, că acel destinatar trebuie să dețină autorizație de mediu, uh-huh, pentru preluarea respectivului deșeu. Și efectele sunt mai mult decât impresionante. În primul rând, până la intrarea în vigoare acestei aplicații, în 2022 a intrat, aveam înregistrați la noi în țară aproximativ 1000 de așa ziși reciclatori de deșeuri din import. Odată cu apariția acestei aplicații, am ajuns mai întâi la 101 operatori și acum avem doar 143 de operatori. E cam 10%. Exact. Și totodată... Unde au dispărut 90%? Păi se pare că nu au chiar legal ceilalți 90%. Și pe lângă treaba asta, numărul nostru de controle a crescut de la 3-4.000 de verificări pe an la 22.000 de verificări pe an. Numai anul trecut, Garda Națională de Mediu a oprit intrarea în România a 11.000 de tone de deșeuri. Ceea ce este un rezultat mai mult decât impresionant. Față de, ne puteți da un exemplu, că așa 11.000 de tone sună foarte mult. Da, față de aproximativ 1.000 de tone cât se puteau fi oprite înainte. Deci și ceea ce vă spun acum se referă la cifrele din anul trecut. Deci anul trecut anul erau, trecut, mă rog, în urmă cu 2 ani. Înainte de 2 ani. Da. Aveam în jur de 1.000 de tone pe care le putem bloca și acum am avut de 11 ori mai mult. Și acesta este unul din efectele aplicației și a reducerii numărului exact. De frontiere, a punctelor da. De intrare. Da, 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 da. Dar ce se întâmplă? De ce își doresc oamenii să aducă deșeuri în România? Ce se întâmplă? Ok, au intrat în țară. Ce se întâmplă de acolo încolo? Păi, sunt deșeuri care sunt destinate eliminării, mă refer la partea nelegală a lucrurilor, nu la partea, da. La partea legală, vorbim de deșeuri reciclate. Hai să vorbim și de legal da, și okay. de nelegal. Când dacă vorbim de partea nelegală, vorbim de deșeuri care sunt destinate eliminării în țara de proveniență, la un preț de depozitare de aproximativ 500-600 de euro și ele sunt aduse la noi în țară cu documente de însoțire care susțin că sunt deșeuri reciclabile, pentru a fi adusă la noi în țară, unde taxa de eliminare prin depozitare este de 50-60 de euro, deci de 10 ori mai puțin, ceea ce ne face atractivi. Pot afirma că, în ceea ce înseamnă palierul deșeurilor care intră la noi în țară, rezultatele instituției sunt foarte bune, apreciate și la nivelul Comisiei Europene și au descurajat. Cu ceea ce ne confruntăm noi acum și problema principală identificată sunt așa zisele bunuri second hand, care de fapt sunt deșeuri mascate care intră la noi în țară, care nu trebuie să intre pe aceeași aplicație, nu au un regim al lor așa cum există regimul deșeurilor. Tocmai de aceea, Garda de Mediu, dincolo de partea de control ca până acum, constatare, sancționare, sesizare penală, am făcut mai mult decât atât. Și împreună cu colegii am stabilit că vom centraliza datele pe care le cumulăm cu ocazia controlelor și constatările noastre vor fi valorificate în propuneri legislative care să corecteze vulnerabilitățile care sunt în momentul corect. De față exploatate de acești făptuitori. În acest sens, împreună cu Agenția Națională de Protecție, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, am făcut un draft de ordonanță de urgență în care am stabilit ca și bunurile second hand să fie înregistrate într-o aplicație care se va numi RO-SH, uh-huh, și vor avea același regim de intrare în țară așa cum au și deșeurile. În sensul în care doriți să aduceți bunul second hand la noi în țară, ok, anunțați cu 24 de ore înainte, destinatarul dumneavoastră va fi înregistrat în aceeași aplicație și vor fi înregistrați atât punctele de desfacere, punctele de vânzare ale destinatarului respectiv, contract cu un operator autorizat pentru reciclarea eventualelor pierderi sau degradări de deșeuri. Din păcate, acum nu este această situație și avem exemple concrete. Când vin, să zicem, 100 de tone de anvelope la noi în țară, la mâna a doua, din care
doar 20 de tone mai pot fi refolosite. 80 de tone sunt destinate eliminării, reciclării, dar în loc să fie reciclate, ele sunt predate la negru, ca să zic așa, diverselor persoane, care, pentru a recupera ultimul gram de materiale reciclabil, adică sârma din cauciuc, le incinerează și așa ajungem la acel fenomen despre care vorbim atât de des, de arderi ilegale de deșeuri. De arderi ilegale și de poluare. Pentru că uneori chiar și București aerul este irrespirabil. Vorbim imediat, dar nu vreau să trecem mai departe de acest subiect, pentru că mi se pare important de menționat. Vorbeam mai devreme și de partea legală, ce se întâmplă cu deșeurile care ajung pe teritoriul României. Partea legală se referă la deșeuri reciclabile, care sunt introduse la noi în țară pentru a fi folosite în diverse instalații autorizate. Una dintre problemele cu care se confruntă țara noastră este gradul scăzut de colectare separată a deșeurilor provenite atât de la populație cât și din alte surse, respectiv un grad scăzut de reciclare. În condițiile în care noi avem asumată o țintă prin lege de 50% de reciclare, la nivelul datelor din 2022 aveam 11,6%. Evident că aceste cifre nu sunt deloc îmbucurătoare, mai ales în contextul nostru de membri ai Uniunii Europene. De obicei la Bruxelles eram codașii Europei atunci când venea vorba de mediu. Nu putem spune că mai suntem codașii Europei, pentru că multe proceduri de infringement am reușit să le stingem. Nu pe toate, în mod evident, dar cu siguranță astăzi când vorbim și este un dialog constant și aproape zilnic despre protecția mediului, conștiința ecologică este cu totul alta, informațiile sunt evident mult mai evoluate față de anii post-aderare, după anul 2007, 2010, 2011, când încă protecția mediului era doar un subiect de discuție și nu era o obligație care e importantă să fie înțeleasă. Și că despre protecția mediului, eu mereu spun că nu este obligație, este un drept, este garantat și prin Constituție, dar un drept pentru care trebuie să luptăm zilnic, fiecare cu metodele lui de prevenție, respectiv noi, prin acțiunea de inspecție și control. Aș reveni puțin. Deci ajung deșeurile la noi, se dau. Dădeați exemplu cu anvelopele, da? Care ajung în piață. Cele care sunt aduse legal, spuneați. Cele care sunt aduse legal, deșeurile reciclabile, ajung în... Sunt mai multe instalații de reciclare la noi în țară, care din cauza faptului că nu reușesc să ia din piața internă cantități suficient de mari de materiale reciclabile cât să le asigure un flux tehnologic continuu, atunci importă deșeuri din alte țări pentru a le folosi în propriile instalații, de unde produc diverse produse finite din materiale reciclabile. Deci scopul acestor deșeuri ar fi să ajute, firmele, să ajute fabricile din România... Piața economiei circulare, da. Să ajute sustenabilitatea anumitor produse care pot fi, anumitor deșeuri care pot fi reutilizate sau pregătite pentru reutilizare sau reciclate în produse care să aibă corespondent în piață. Pe piața SH-urilor, da. Este, dacă vreți, nu știu, tot mai la modă, tot mai în trend să folosim, să reciclăm produse, tot felul de produse. Am citit recent de o directivă a Uniunii Europene care, cumva, printre altele, ne va obliga să refolosim mașini de spălat, mașini de spălat vase și așa mai departe, să le reutilizăm. Știu că la Buzău, la un moment dat, era o discuție de o fabrică care se ocupe cu așa ceva. Există viață și pentru SH în România? Da, cu siguranță că există viață pentru SH în România și prin această intenție a noastră și a protecției consumatorilor, noi nu vrem să blocăm sub nicio formă piața de SH în România, nu este intenția noastră, însă vrem ca documentele în baza că sunt introduse bunuri sau deșeuri la noi în țară să fie conforme, adică dacă eu am un bun folosit, pentru a cărui definiție nu există la momentul de față, un bun folosit este un bun care prezintă semne de uzură, dar dumneavoastră îl puteți folosi, dacă eu vi-l fac cadou, în aceleași condiții în care îl foloseam eu. Să zicem că este un laptop. Dacă el este zgâriat, dar pornește, este un bun folosit. Dacă el nu mai pornește, atunci el este un deșeu care va fi reparat, pregătit pentru reutilizare și reintrodus într-un circuit. Și cei care introduc la noi în țară echipamente electrice și electronice sticate ar trebui să le aducă ca deșeuri pregătite pentru utilizare și după intervenția asupra acelui deșeu să îl refacă produs, dacă vor să aducă bunuri, el trebuie să fie funcționale. Pentru că avem situații cu care ne confruntăm
fie că vorbim de echipamente electrice și electronice, sau că vorbim de mașini la mâna a doua. E un exemplu mai mult decât olovent, când sunt persoane fizice care introduc mașini la mâna a doua în număr de 100 pe o persoană, pe o persoană fizică, mașini care nu pornesc. Alea sunt deșeuri, sunt, sunt epave și ele sunt, intră în regimul vehiculor scoase din us. Și totodată, pentru eficiența controlului asupra frontierei, pentru că, așa cum am spus, componenta de transfer ilegal de deșeuri este o componentă asupra care avem rezultate și GARDA este foarte activă acolo. Numai că, nefiind legislație și pe bunul second hand, în momentul de față, dacă intră un transport cu bunul second hand, ANPC-ul care este prezent în graniță, constată, sigilează transportul, ne sesizează pe noi. Noi trebuie să mergem acolo împreună cu ANPC-ul, pentru că ei trebuie să-și desigileze propriul sigiliu. Da. După care ei constată că noi corespondem pe piață pentru acea încărcătură, noi spunem că este deșeu și trimitem țara de provenință. Deci, două instituții folosesc același fond de timp pentru același subiect. Nu suntem eficienți. Dar noi dorim prin această ordonanță ca ANPC-ul să aibă capacitate de decizie integrală asupra produsului, adică așa cum noi întoarcem deșeurile neconforme în țara de provenință, la fel și produsul neconform se poată întoarce în țara de proveniență. Pe când sperați că va fi dată această ordonanță? Draftul este finalizat. Noi sperăm că în decurs de o lună să fie pe masa guvernului. Mai sunt mai multe aspecte, pentru că nici noi, nici ANPC-ul nu suntem inițiatori legislativi. Noi suntem organe de control. Noi am făcut un draft de ordonanță tehnic, așa, pe care va trebui să fie inițiat de către Ministerul de Resort al ANPC-ului, în speță Ministerul Economiei. Dar, așa cum am spus, noi credem foarte mult că această schimbare legislativă va combate cauzele fenomenului, pentru că noi acum, ca să nu fim groapa de gunoi a Europei, așa cum se susține, noi luptăm constant cu efectele problemei, fără să fi umblat la cauză. La cauze. Cauza poate fi schimbată prin năspirea cadrului legal. Știți că mă bucur așa când aud că mai sunt și instituții de control care funcționează foarte bine, că de obicei aici la România Politică am dat doar de situații în care instituțiile de control aveau o problemă și nu erau de fapt controale și ne amintim cu toți de azilele de bătrâni și mai departe. Tot timpul era vorba de instituții de control, deci e bine că măcar la Garda de Mediu se mișcă lucrurile. Haideți să trecem la următorul subiect și mai exact la poluare, că începuseți dumneavoastră puțin mai devreme și ne spuneați că ard cauciucurile ca să scoată sârma de acolo, ca să mai recupereze niște bani. Da. Am văzut în ultimii ani, de fapt, constant, mai multe intervenții făcute de Garda de Mediu, alături de jandarmerie, în localități din jurul Bucureștiului, dar de multe ori aerul în București este irrespirabil. Mai avem vreo șansă să respirăm aer curat în București în acest moment? Cu siguranță, dar întrebarea dumneavoastră e compusă din două părți. Așa, și o să vă răspund mai întâi vorbind despre componenta asta infracțională. Vă rog. Privind deșeuri, după care o să vorbim despre calitatea aerului din București. Adică legare de deșeuri reprezintă un proces de valorificare ilegală a deșeurilor care de cele mai multe ori sunt colectate ilegal, deținute ilegal, valorificate ilegal, comercializate ilegal. Este un fenomen care, din păcate, în România încă este de amploare și Garda Națională de Mediu desfășoară constant acțiunea împotriva acestui fenomen. Modul în care noi operăm acum, aleatoriu, în funcție de informațiile pe care le acumulăm, unde știm că sunt acumulate cantități mari de deșeuri, mergem în județul respectiv în aceste colaborări cu structurile Ministerului de Interne. Și de anul trecut avem o procedură în premieră, suntem singura instituție care face treaba asta, așa nume, confiscăm deșeurile cu valoare materială. Nu adunăm gunoiul, adunăm exact ce-i doare pe cei făptuitori pentru a descuraja fenomenul. Aceeași situație ca la braconaj, da? Da, numai că până anul trecut nu exista această posibilitate. Nu exista procedura făcută de Garda de Mediu și nu există o procedură în sensul ăsta la nicio altă instituție. Noi suntem primii care am început confiscarea autovehiculul care transportau ilegal deșeuri și am extrapolat la confiscarea deșeurilor cu valoare materială. Garda de Mediu numai anul trecut a făcut, anul trecut combinat cu acest an, a făcut peste 200 de controle. Am aplicat sancțiuni de 6 milioane de lei, am confiscat 325 de tone de deșeuri cu valoare materială care au fost valorificate. Ce înseamnă că au fost valorificate? Ele sunt, după ce sunt confiscate, sunt indisponibilizate
pe un amplasament și după care prin structurile ANAF-ului ele sunt scoase la licitație și valorificate către operatorii autorizați în colectarea, reciclarea deșeurilor. Ne puteți spune câți bani a scos de pe cele 325 Garda Națională de Mediu n-a scos niciun ban. Acum, statul român, nu știu câți bani a scos, pentru că noi suntem partea cu protecția mediu, partea financiară nu prea. Merge la ANAF, merge la Ministerul de Finanțe. Vecinii dumneavoastră acolo de peste drum. Această abordare pe care o avem acum vis-a-vis de fenomen și mai mult, de anul trecut, Garda de Mediu a stabilit protocoale și colaboră strânsă cu instituțiile de forță. Fie că vorbim de parchetul general care are acest departament de combatere a infracționalității de mediu, cu care colaborăm îndeaproape, fie că vorbim de DICOT. Garda Națională de Mediu a participat efectiv la punerea în executare a 34 de mandate de percheziție, împreună cu structurile de forță. Până anul trecut lucrurile astea nu se întâmplau. Și de ce am mers pe acest palier? Pentru că aceste arderi ilegale de deșeuri, aceste fenomene infracționale, se întâmplă de ani și ani de zile. Au fost aplicate sancțiuni sute de milioane de lei. În decurs de 3 ani avem în total... Le plătește cineva? Asta este problema. Unii plătesc, alții nu. Dar fenomenul continuă. De aceea, odată, am mers pe această procedură nouă de confiscare a deșeurilor și mai mult decât atât, o problemă de genul ăsta va trebui să o abordăm în sferă penală. Pentru că abordarea contravențională a fenomenului nu a avut rezultate, este clar. Încă se întâmplă. Se întâmplă oarecum într-un mod constant. Dar, acum, mergând în sfera penală, în aceste dosare penale, anul trecut am destructurat o rețea în vestul țării care a dus peste 1500 de tone de deșeuri la noi în țară, care erau, de fapt, deșeuri eliminabile, mascându-le în deșeuri reciclabile. Acțiunile noastre sunt constante. Sloganul sub care se făceau aceste acțiuni se cheamă Garda de Mediu de azi și în județul tău. Eu mi-am permis să fac ca o glumă acest titlu și le facem în mod constant, în mod aleatoriu, folosim structura centrală, și în mod inopinat apărăm în zonele respective și confiscăm deșeuri. Vorbeați de o structură din Timiș, că ați destructurat o rețea în Timiș. Da. Știu că sunt și în jurul Bucureștiului. În ce alte județe ați mai avut, să zic așa, capturi atât de mari? Capturi am avut constante, dar rețineri. Am avut anul trecut, am avut o situație în județul Prahova, am avut în vestul țării, am avut mai multe în vestul țării, pentru că unul dintre fenomenele care ne confruntăm este obținerea unei autorizații de mediu pentru colectarea de reciclare de deșeuri. Ele se colectează în momentul de față, conform legislației actuale, pentru că iarăși am făcut o solicitare de modificare, nu există obligația de a corela cantitățile de deșeuri pe care le primești cu tehnologia de care dispui, să le procesezi. Adică noi am cerut că dacă tehnologia îți permite să reciclezi 10 tone, atunci primești în luna respectivă 8 tone. Dacă primești orice peste acele 10 tone, evident că ele vor rămâne pe amplasament. Și s-au întâmplat cazuri unde acele amplasamente, odată ce afacerea n-a mai devenit profitabilă, au fost abandonate și deși au rămas acolo și de multe ori, prin hotărâre definitivă, au rămas în sarcina statului român și în loc să se respecte principiul nostru de bază, poluatorul plătește, tot statul a fost cel care a plătit. Este important să vorbim despre gradul de intervenție asupra fenomenului. Gradul de mediu este organul de inspecție și control, așa cum am spus. Avem aceste rezultate în colaborare cu structurile de forță. Acest departament este nou înființat. Noi le punem la dispoziție know-how-ul nostru în ceea ce înseamnă constatarea faptelor de mediu. Ei ne pun pe noi în temă cum ar trebui să sune aceste sesizări penale ca încadrarea să fie una foarte bună. Până acum nu a existat un departament nișat strict pe infracționalitate de mediu. Când vorbim de arderea ilegală a unui deșeu, când vorbim de acele comunități, vorbim de cea mai de jos pătură a lanțului infracțional, pentru că acei oameni sunt alimentați de undeva cu acele deșeuri, ca să le dea foc și să vândă mai departe materialul rezultat și acel profit să fie iarăși împărțit. Vorbim în general de persoane vulnerabile? Foarte vulnerabile, vorbim de cazuri sociale. Am mers personal în multe dintre aceste comunități. Nu vorbim de acei oameni care fac lucrul ăsta, mulți dintre ei sunt minori folosiți la așa ceva și vorbim de persoane care trăiesc de pe o zi pe alta. Dar profitul acestei afaceri, într-adevăr, ajunge în sus. Și ca să facem paralela cu poluare și arderea ilegală de deșeuri, și aș vrea să fac o afirmație, pentru că este important să spun acest lucru. Când există o ardere de deșeuri,
o ardere în dinamică, adică un incendiu. Aha. În momentul de față, oricine vede acel eveniment, trebuie să sună la 112, pentru că fiind un incendiu în dinamică, singurii care pot interveni sunt pompieri. Dacă asistăm la un eveniment infracțional, 112, poliția, pentru că sunt organe de intervenție. Garda de mediu este organ de inspecție și control. Noi, în urma solicitării lor, a pompierilor, a poliției, când sunt fapte care intră sub incidența legislației de mediu, ei ne solicită și noi atunci facem încadrările, facem documentația pentru a împinge acea sesizare penală. Și este evident că emisiile din arzi legale de deșeuri sunt mai mult decât supărătoare, depreciază calitatea aerului în zona care se întâmplă, dar dacă este să extrapolăm pe afirmații pe care am mai văzut făcute în spațiu public, nu putem spune că o ardere de deșeu, care este o infracțiune, și mesajul este că dacă arzi deșeuri, faci pușcărie și mi-asum această afirmație, o să... s-au văzut rezultatele noastre în sfera penală ultima perioadă și doar veți vedea ceea ce va mai urma. Dar nu putem spune că o ardere de deșeuri poate deprecia calitatea unui oraș întreg. A doua parte a întrebării a fost când vom respira un aer curat în București. Și evident că răspunsul este că sperăm cât mai curând. Există un studiu care a fost singurul studiu care stă la baza analizei cauzelor poluării la nivel de București, care atestă faptul că traficul bucureștean contribuie în proporție de 58% la poluarea din București, încălzirea rezidențială 27%, respectiv industria și alte servicii cu 13%, și mai sunt câteva subtimi. Garda Națională de Mediu este o prezență constantă în acest subiect al planului integrat de calitatea aerului și a problemelor care se confruntă București în sensul ăsta. Încă din 2018, când a fost elaborat primul plan care avea ca termen anul 2022, studiul care a stat la bază releva faptul că dacă se vor îndeplini totalitate și la termen, măsurile stabilite, atunci calitatea aerului va fi sensibil îmbunătățită. Acel plan nu a fost realizat în totalitate, așa că nu putem afirma dacă s-a întâmplat sau dacă nu s-a întâmplat. În 2021, autoritatea publică, în speță Primăria Capitalei, a semnalat Comisiei Europene că până la finalul 2022 va elabora un nou studiu. În anul 2022, la final, a stabilit 30 noiembrie 2023 și pe 31 octombrie 2023 am participat personal la o ședință a Ministerului Afacerilor Externe, când s-a stabilit 30 octombrie 2024. De ce amintesc anului acesta? Da, de ce amintesc aceste date? Pentru că noi am fost în preaviz de infringement pentru 5 orașe. Da. Așa, printre care și București. Din cele 5 orașe a rămas doar București. Și dacă se uităm la anul trecut, noi am avut 23 de notificări din partea Agenției de Protecție a Mediului, cum că s-au depășit valorile maxime admise la calitatea aerului în București. Și când vorbesc de valoare maximă admisă, vorbesc de depășirea mediei zilnice, pentru că așa spune legea, că pentru a face o analiză la nivelul aglomerărilor urbane, trebuie să ne referim la calitatea aerului pe 24 de ore, pentru că în decursul a 24 de ore se pot întâmpla evenimente pro-calitatea aerului sau anti-calitatea aerului. Cum am avut astăzi un incendiu, de exemplu, în zona de nord, și pe o perioadă de timp în zona de nord, indicatorii de calitate s-au dus în sus. Rețeaua Națională de Monitorizare a relevat acest fapt, dar datorită condițiilor atmosferice și faptului că s-a intervenit și incendiul a fost stins, nu o să avem o depășire a limitelor maxime admise. Garda Națională de Mediu, mai cu seamă în anul trecut, a și menționat în luna octombrie că urmează sezonul rece, care odată cu venirea lui vine cu provocări. Pentru că apare acest apod de 27% despre care vorbeam și condițiile de dispersie a curenților de aer, așa a poluanților totodată, este îngreunat, sunt îngreunate condițiile de dispersie. Poluanții sunt reținuți la sol și evident că ne vom referi la provocări noi față de sezonul cald. Aici vorbim de cei care au centrale proprii, vorbim de cei care se încălzesc încă cu lemne de foc în București, da? Și vorbim și de cei care fac parte, iarăși, din zona vulnerabilă a societății, care se încălzesc cu ce au la îndemână în zonele din periferia orașului, pentru că este o realitate pe care trebuie să o recunoaștem. Mai mult decât atât, odată cu cele 23 de notificări despre care vorbeam
mai mult de jumate din țele venind ulterior date de 31 octombrie, Garda Națională de Mediu a demarat și un control la instituția abilitată să monitorizeze calitatea aerului la nivelul București, în speță primăria capitalei. Și în luna decembrie a finalizat acel control, elaborând un set de măsuri, neaplicând sancțiuni în sensul ăsta și lăsând în sarcina primăriei ca până pe data de 15 februarie, data la care se fac controlele pe calitatea aerului, conform legislației, să prezinte pe două, nu, era un plan mai elaborat de măsuri, dar pe două dintre ele, să prezinte un calendar de lucrări, un plan de măsuri urgente până la 30 octombrie 2024, care se concentreze pe cele două puncte. Fie că vorbim de fluidizarea traficului și măsuri imediate de fluidizarea lui, fie că vorbim de intervenția asupra acestei componente sociale ca încălzire rezidențiale, să se verifice cine este racordat sau nu la rețeaua de gaze, să vedem cine, avem și proiectul la Ministerul Mediului Rabla pentru sobe, să facă o centralizare în acest sens. De ce? Ați primit vreun răspuns din partea PMB? Păi nu, tocmai de aceea au fost și sancționați la începutul anului. De ce am pus genul ăsta de măsuri? Pentru că când vorbim de protecția mediului, vorbim de cele mai bune tehnici disponibile. Cele mai bune tehnici disponibile, conform normelor europene, vorbesc de o corelare între protecția mediului, sănătate, economie, finanțe, social, cultural. Adică, dacă Garda de Mediu are, conform legislației în vigoare, posibilitatea de a dispune restricționat traficul într-o anumită zonă, dar noi, având doar informațiile noastre de mediu, care sunt unilaterale, da. Dacă noi am stabilit această măsură, poate că blocând traficul, nu știu, în pasajul Mihai Bravu, că avem o stație acolo, poate că traficul ar crește în alte zone și am crește polarea, sau poate am afectat din punct de vedere economic circuitele comerciale la nivelul orașului. Și atunci, administratorul orașului este cel care trebuie să adopte aceste măsuri. Din păcate, așa cum am spus, nu am avut nicio reacție din partea lor și am fost obligat să aplicăm legea și să impunem această sancțiune. 150.000 de lei. Și am spus-o și atunci, o spun și acum și o să repet ori de câte ori este cazul, scopul unui control de mediu nu este sancțiunea contravențională. Este asigurarea unui mediu curat. Și cu siguranță, în relația instituție de stat, absolut nimeni nu este încălzit dacă noi ne aplicăm sancțiuni între noi. Și cu siguranță sumele care sunt alocate pentru plata sancțiunilor noastre ar fi mult mai bine utilizate pentru investiții, pentru populație și pentru mediu, în mod evident. Și tocmai de aceea este important de spus că acele măsuri pe care noi le-am stabilit în data de 15 februarie și am aplicat sancțiunea când ele nu s-au realizat, ele sunt s-a dat un nou termen și pe 16 mai Garda Națională de Mediu va reveni în control la Primăria Capitale pentru a vedea dacă aceste măsuri s-au realizat. În cazul în care nu există aceste măsuri pe 16 mai? Suntem obligați să aplicăm iarăși o sancțiune. Ceea ce eu consider neconstructiv, așa și consider inutil. Eu nu pot să înțeleg de ce nu ar veni, pentru că noi am fost foarte deschiși la dialog, ca dovadă. Nu am aplicat o sancțiune la început. Și un plan de măsuri este necesar. Și de ce insist atât de mult și insistăm pe acest subiect la nivelul acestui an? Pentru că România deja este în infligime pe depozitele legate de deșeuri. Am avut, când am venit eu, am preluat mandatul, am avut Curtea de Conturi în control. Curtea de Conturi referitor la contribuția gărzii de mediu la cele depozite ilegale a relevat faptul că noi ne-am îndeplinit atribuțiile, dar ne-a recomandat să intensificăm acțiunile de control astfel încât să prevenim alte cauze de infringement. Și noi, având în vedere că n-am respectat datele pe care tot noi ni le-am asumat în fața Comisiei Europene, riscăm să fim puși în întârziere, riscăm să intrăm în infringement din cauza nerealizării ceea ce tot noi ne-am asumat. Și având în vedere că acest termen de 30 octombrie 2024 este un termen care se apropie. Mai este ceva. Pentru a face un plan integral de calitate trebuie un studiu. În baza studiului sunt abordate temele care trebuie intervenit și ele sunt ca și rezultat cuantificate tot în acest studiu pentru a face plan integrat. În momentul de față nu avem studiu, nu avem nici un orizont de plan integrat. Tocmai de aceea noi cerem o serie de măsuri urgente până la data
respectivă, pentru a se arăta intenția de a face. Spuneați că una din cauze, poate cea mai importantă, este traficul. Da. În ultimii ani s-au schimbat, spre exemplu, garniturile de tramvai, autobuze și mai departe, avem inclusiv electrice. Pe de altă parte, am văzut și foarte multe mașini hibride sau electrice în trafic. Da. Cu toate astea, principala sursă de poluare din București rămân mașinile. Știm corect la această oră câte mașini circulă într-o zi în București și dacă ar putea, nu știu, garda de mediu să oprească, că bănuiesc că nu e doar în București această problemă a poluării din cauza mașinilor, nu știu, să avem din nou, nu știu, niște taxe de poluare, cum au mai fost în cazul autoturismelor. Astea sunt niște măsuri pe care Garda Națională de Mediu nu le poate lua conform atribuției. Noi suntem, ne ocupăm cu inspecția, ne ocupăm cu inspecția și controlul, însă este mai mult decât evident, așa cum am spus. Singurul studiu care stă la baza identificării problemelor de poluare în ceea ce înseamnă aerul înconjurător relevă această problemă majoră. Mai relevă a doua problemă majoră, încălzirea rezidențială. Este clar că asupra acestor două probleme se poate interveni, trebuie să intervină. Fie că vorbim de măsuri de fluidizare a traficul, fie că vorbim de sensuri unice, fie că vorbim, nu știu, de sensuri giratorii. Iarăși, noi fiind instituția de control, noi nu impunem și o măsură tehnică. Correct. Pentru că cel căruia ne adresăm prin măsurile stabilite trebuie să vină cu acele măsuri ale căror efecte noi le controlăm pentru a vedea dacă, că asta e atribuția noastră, politica de mediu a respectivei entități are într-adevăr corespondent în niște rezultate cuantificabile și nu sunt doar niște rezultate, niște acțiuni de formă, ca să zic așa. Tăierea copacilor din București sau plantarea unor noi copaci în București nu ar ajuta un pic la reducerea poluării? Cu siguranță. Un al doilea aspect pentru care a fost aplicată sancțiune în februarie a fost că există o asumare din partea autorității publice locale de plantarea 75.000 de arbori, lucru care nu s-a mai întâmplat. Ba, din motivă, am trecut zilele trecute prin centrul Bucureștiului și am văzut că au cam ras cam tot ce era pe acolo, copac verde. Da, deci am văzut și noi acest aspect. Din păcate, în momentul de față, Bucureștiul nu are un registru al spațiilor verzi întocmit, care poate oferi date importante despre necesarul de spațiu verde, care este alocat în momentul de față pe cap de locuitor și dacă este corelat cu numărul de locuitori. Unele spații verzi, care sunt așa zis declarate spații verzi, nu mai corespund definiției din lege asupra ceea ce înseamnă. Așa și totodată, dacă în curtea proprie îți pui un covor de gazon, automat acel loc nu devine o zonă de spațiu verde. Ea trebuie reglementată într-un plan urbanistic prin acest registru al spațiilor verzi. Cu siguranță, plantarea de pomi, asigurarea de mai mult verde în capitală, evident că poate este o soluție care ar avea efecte și asupra calității aerului. Dacă tot vorbeam de tăieri de copaci, se mai taie pădurile României? Pădurile României, din ce știu eu, pentru că nu este în atributul nostru, este Garda Națională Forestieră care se ocupă cu acest lucru, există o corelare între acțiunile instituției versus fenomenul infracțional. S-au văzut rezultate odată ce au digitalizat transportul prin aplicația Sumal, da, așa cum și noi avem. Așa că digitalizarea e soluția. Cu siguranță, da. Este cel mai important lucru care trebuie făcut și Garda Națională de Mediu are cel mai ambițios plan de digitalizare, cea mai mare sumă alocată vreodată prin Planul Național de Rezistență și Redresare, și unul dintre obiectivele mandatului meu este digitalizarea instituției. Ce va însemna acest lucru? Înseamnă că toată activitatea desfășurată de instituția noastră se va desfășura pe o platformă, se numește TIC, acea platformă, inclusiv notele de constatare vor fi întocmite în acea platformă, procese verbale de contravenție, orice fel de lucrare adresă va fi întocmită în aceeași platformă. Acea platformă va fi interconectată cu ONRC-ul, ANCPI-ul, cu aplicațiile legislative, astfel încât informațiile să fie în timp real oferite comisarilor care fac constatări. Și mai mult decât atât, atunci când se aplică o sancțiune contravențională, de exemplu, aplicăm o sancțiune pe legea mediului, pe ordonanța 195, și punem un alt articol, articolul 94. Și atunci brusc se deschide de la litera A până la litera N, care este încadrarea. Dând click pe încadrare, îți apare și cuantumul contravențional. Prin asta vom
scădea aproape la zero orice eroare de formă a întocmirii procesului verbal de contravenție. Totodată nu prea pierdem sancțiunile în instanță. Avem un ceea ce da. E foarte bine. Mai avem vreo 3 minute. Vreau să vă întreb câți angajați are Garda de Mediu și dacă sunt suficienți. Știu că la un moment dat vă doreați să aveți mai mulți angajați. Și ne dorim în continuare. Vă doriți în continuare. De 12 martie, de ziua Gărzii Naționale de Mediu, a pus și această dorință. Măcar 150 de comisari până la finalul acestui an. În condiții în care ne-am și asumat acest lucru ca răspuns la recomandările primite de la OCD. Garda Națională de Mediu anul trecut a crescut numărul de controle cu 51%, numărul de amenzi cu 75%, valoarea mijlocului cu 100%. Avem 44.000 de activități, de acțiuni de inspecție și control și toate astea cu doar 486 de comisari care se adresează la 70.000 de activități cu impact asupra mediului. 486 de comisari la nivel național. La nivel național. Avem o medie pe comisaria județean de 10 oameni, ce este evident foarte puțin. Norocul pe care l-am eu ca și conducător acestei instituții, că instituția este compusă din comisari cu vastă experiență. De aici și îngrijorarea mea că în următorii 3-4 ani mulți vor ieși la pensie, trebuie asigurată tranziția cu oameni noi, oameni tineri, da, care să aibă și la cine să învețe până când vechea generație va părăsi instituția. Și rezultatele pe care le avem sunt rodul unei capacități foarte mari de a ne face strategiile de lucru, a ne stabili planurile de acțiune. Și totodată, faptul că deciziile luate la nivelul instituției, procesul decizional a fost unul colectiv. Deciziile au fost luate de mine, mi le asum în totalitate ca și conducător, dar absolut fiecare director, șef serviciu, comisar, șef, unde a fost cazul, a participat la procesul decizional. Îmi place mie să glumesc cu ei, să le ofer, să le spun sintagma că sunt comisarii mesei rotunde. Pentru că deciziile se iau colectiv, mi și le asumă unul singur, dar le luăm împreună. Ce salarii are? Poate e cineva care se uită la noi și își dorește să meargă la Garda de Mediu. Ce salarii? În funcție de încadrare, funcționarii publici sunt încadrați pe asistent principal, superior, un comisar superior ajunge să aibă în jur de 7.000 de lei net salariu. Sunt mulțumiți oamenii? Cu siguranță mai mulțumiți de acum ceva ani, când aveau 3.800 de lei în salariu net și acum 3 ani, când eram secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, am depus un lobby fantastic, așa, care a avut ecouri și am avut și susținerea și spectrului politic, de a dubla salariile, pentru că este evident, o instituție de control cu forța, capacitatea și atribuțiile Gărzii Naționale de Mediu nu poate funcționa decât cu salarii pe măsură. Domnule Corlan, vă mulțumesc tare mult că ați participat astăzi la România Politică. Nu mai avem timp, s-a scurs timpul așa foarte, foarte repede. Eu vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem la fix cu o nouă rundă de dezbateri pe teme politice. Așadar, rămâneți pe Prima News. Doamnelor și domnilor, am revenit la România Politică. Vă spuneam înainte de publicitate că vom discuta și despre ce se mai întâmplă prin București și în țară, pentru că nu uităm că sunt anul acesta alegeri. E o bătălie mare dată aici la București pentru Primăria Generală a Capitalei. A apărut și primul sondaj după ce Gabriela Firea și Sebastian Burduja au intrat în această cursă. Tot astăzi, la această oră, Sebastian Burduja își lansează programul pentru București, programul cu care vrea să câștige alegerile de aici, din capitală. Între timp, Gabriela Firea urcă pe locul 2 în sondaje, după Nicușor Dan. Pare greu de ajuns la Nicușor Dan, dar Popescu Piedone ajunge pe locul 3. Discutăm despre acest sondaj în prima parte a emisiunii, alături de Florin Manole din partea Partidului Social Democrat. Bună seara, domnule Manole, bine ați revenit la România Politică. Mulțumesc pentru invitație. O mișcare puțin surprinzătoare în sondaje. Gabriela Firea este pe locul 2 cu 24%, încă sub scorul partidului, dacă vreți, pentru că intenția de vot pe Partidul Social Democrat este peste 30% în același sondaj. În schimb, l-a detronat, dacă vreți, pe Cristian Popescu Piedone, care în urmă cu o lună, aceeași casă de sondare, adică Avangard, dea la 44%. Acum, sunt foarte multe sondaje care vor apărea în spațiu public. Unele dintre ele își vor dovedi peste mai bine de o lună o marjă de eroare enormă. Pe de altă parte, Gabriela Firea a devenit candidat în mod oficial foarte târziu, iar sondajul a început puțin după aceea, deci poate nici măcar toți bucureștenii nu aflaseră încă
că nu toată lumea e la fel de informată, nu toată lumea stă cu atâta atenție pe ce se întâmplă în politică, nu toată lumea e atât de interesată de politică și așa mai departe. Dar nu există nici un tip de alegeri la care Gabriela Firea să fi făcut sub scorul partidului în București. Nici în 2016, nici în 2020. În ambele cazuri, Gabriela Firea a făcut peste scorul PSD și este probabil ca asta să se întâmple și acum. Pe de altă parte, există o mobilizare extrem de importantă în organizațiile din București, pentru că Gabriela Firea e un om apreciat în interiorul partidului și cumva e un restart pentru campanie în interiorul partidului cu această ocazie. S-a schimbat vibe-ul așa în interiorul partidului după anunțul că Cătălin Cârstoiu nu mai este candidat și Gabriela Firea va fi cea care va candida? Vibe-ul nu s-a schimbat ca un negativ la Cătălin Cârstoiu, ci ca un pozitiv la Gabriela Firea. Asta da. S-a schimbat puțin atitudinea oamenilor da, care fac pentru campanii, că oamenii de partid sunt mult mai motivați atunci când lucrează și colaborează pentru un om pe care îl cunosc și alături de care au experiențe pozitive politic. Cătălin Cârstoiu avea, evident, aturile sale, dar nu avea această însușire, pentru că nu era un om din politică, nu era un om cu care să fi trecut împreună în anii anteriori, prin bune și prin rele, cum se întâmplă în organizațiile de partid. La fel cum sunt convins că domnul Burduja va mobiliza o foarte mare parte din electoratul PNL, tocmai pentru că liberalii vor avea un candidat care să simtă despre care se simte că îi reprezintă mai bine. Am văzut intrarea în scenă a domnului Burduja cu motorul, da, la biroul electoral municipal. Pare să facă un alt fel de campanie decât erau obișnuit cei din Partidul Național Liberal. Dacă mă uit la ultimele alegeri la care au avut candidat și anume în urmă cu 8 ani pe domnul Predoiu. Nici 2016 nu seamănă cu 2024. Bucureștiul, societatea românească s-au schimbat, în mediul politic s-au schimbat enorm de multe lucruri din 2016 până în 2024, așadar nu mi se pare o ruptură bruscă între imaginea domnului Predoiu și imaginea domnului Burduja. Este o transformare cumva în pas cu ce se întâmplă în București. Sunt multe lucruri care s-au schimbat în București în ultimii 8 ani. Altfel, oricum, Sebastian Burduja e un politician mai puțin tipic. În ce sens? În sensul că are un profil diferit, are un background educațional diferit, o carieră construită diferit. Diferit nu înseamnă neapărat mai bine sau mai rău. Asta e după evaluarea oricui. Și votanții din București sunt altfel decât, nu știu... Nu, mă refer strict în context bucureștean. În context bucureștean, Sebastian Burduja e un politician un pic diferit. Nu mi-l imaginez pe Nicușor Dan urcând pe motor, nu mi-l imaginez nici pe Gabriela Firea urcând pe motor, pe de altă parte... Pe Popescu Piedonă, vi-l imaginați urcând pe motor? Pe un scooter, cred că l-am și văzut în niște imagini mai de mult. Pe de altă parte, sunt lucruri pe care Gabriela Firea le are ca diferențe specifice raportat la fiecare dintre candidați. Încă o dată, există o paletă largă, acum bucureștenii au de unde alege, indiferent de opțiunile lor politice, de perspective și așa mai departe, dar, ca să revin la începutul discuției noastre, Gabriela Firea nu va face sub scorul partidului în niciun caz, ci cel puțin egal, dacă nu cumva peste, iar Cristian Popescu Piedone și PUSL au beneficiat de faptul că la un moment dat au fost singuri pe piață în tandem cu Nicușor Dan. Acum se desumflă de la capitală până la sectorul 1, lumea devine foarte pragmatică, alegătorii devin pragmatici și votul util va fi important. Voturile nu cred că se vor risipi înspre PUSL decât într-o foarte mică măsură, în măsura în care se întâmpla și înainte, adică 2, 3, 5%. Am auzit-o pe Gabriela Firea săptămâna trecută spunând că are nevoie de votul la
250.000 de bucureșteni care au susținut-o la ultimele alegeri, însă mai are nevoie de undeva de 30-40.000 de voturi. Am căutat în acest fel voturile cu care a câștigat Nicu Șordan în urmă cu 4 ani. Vorbim de 284.000, 285.000, adică acea diferență de 30-40.000 de care vorbea Gabriela Firea. Bineînțeles, trebuie să avem în vedere că Nicu Șordan a avut susținerea partidelor de dreapta, PNL și PMP. Așa că m-am dus mai departe și m-am uitat în urmă cu 8 ani la cum au fost distribuite voturile. PNL, mai exact domnul Predoiu, a reușit să strângă undeva la 64-65.000 de voturi, iar Robert Turcescu, care a candidat din partea PMP, undeva la 30 ceva de mii de voturi. Hai să mergem undeva la 100.000 de voturi care au venit din această zonă. În acest context, credeți că e nevoie ca Gabriela Firea să strângă cele 280.000 de voturi și Nicu Șordan să scadă cu, poate nu cu 100.000, dar poate cu 50.000, astfel încât câștigul să fie sigur că, așa cum vorbiți dumneavoastră, jocul e în doi, dacă spuneți că Popescu Piedone scade. Asta este opinia mea. Nu aș putea să spun că aritmetica electorală este din 4 în 4 ani atât de exactă, pentru că oamenii se mai răzgândesc, oamenii mai sunt dezamăgiți de vreo opțiune pe care au avut-o la un moment dat. Mie mi se pare că Gabriela Firea va trebui și cred că va reuși să dovedească că este opțiunea viabilă la Nicu Șordan, alternativa viabilă, varianta de schimbare. Ce înseamnă această schimbare? Pentru că până la urmă nu e vorba despre Nicu Șordan versus Gabriela Firea sau nu doar despre asta, este vorba și despre niște lucruri foarte concrete. De exemplu, sunt în acest oraș niște zeci de mii de persoane cu dizabilități, oameni care au avut un sprijin din partea primăriei capitalei la un moment dat, atunci când Consiliul Municipal și Gabriela Firea au propus acest proiect, și oameni care au rămas fără acest sprijin în mandatul lui Nicu Șordan, fără jumătate din acest sprijin. E normal ca ei să fie supărați și nemulțumiți? Este normal ca ei să fie supărați și nemulțumiți și cei din jurul lor. Pentru că persoanele cu dizabilități sunt oameni, evident, la fel ca toți ceilalți, care au prieteni, rude, apropiați și care văd o nedreptate. Da? Ei sunt chiar mai mulți. Sunt toți acești oameni nemulțumiți și revoltați de felul în care au fost tratați? Felul obiectiv, se vede. Sunt cifre, nu sunt opinii. Da, sunt. Ei se vor exprima la vot? Probabil că da. Probabil că cei mai mulți dintre ei, da. Vom reuși, și asta este o provocare pentru Partidul Social Democrat, vom reuși să arătăm bucureștenilor un adevăr absolut obiectiv, și anume că pentru proiectul referitor la termoficare în București, cu care se laudă Nicu Șordan, Nicu Șordan a lucrat 10 secunde. Adică acele secunde care îți trebuie ție ca primar general, după ce Gabriela Firea a făcut proiectul, după ce l-a depus, după ce proiectul a fost finanțat, a trebuit ca cineva să semneze. Vii din Caraibe, să zici despre altul că nu e născut în București și că e născut în altă zonă a României. Asta e, cum să zic, un nivel de bun simț extrem de scăzut. Întrebarea este câți locuitori ai Bucureștiului sunt născuți în București? Că eu am, cred că, una, două cunoștințe care sunt bucureșteni. Sunt mulți oameni născuți în București. E foarte în regulă să fii în București, la fel cum e foarte în regulă să fii născut lângă București sau departe de București. Dar nu e asta relevant. Dar ca să spui tu că unul vine deputat de Ilfov, tu venind din Caraibe, nu există perete mai gros decât obrazul ăla. Revin, domnule Manole, doar că alături de noi este și domnul Daniel Fenechiu din partea Partidului Național Liberal. Bună seara, domnule Fenechiu. Bună seara. Discutam despre ce se întâmplă la capitală. Domnul Burduja, care se pregătește la această oră să-și lanseze proiectul pentru București, ocupă în sondaje un loc 4. Mai are timp să mai recupereze? Eu cred că da. Burduja este singurul care este un candidat nou, și Nicu Șordan și Firea și Piedone sunt candidați vechi, cu vechi state în candidaturi și în exercitarea unor funcții, și București arată cum arată. Din punctul ăsta de vedere, Burduja este singurul candidat nou care până în momentul de față nu a înșelat așteptările bucureștenilor.
În ultimul sondaj are 15%. Eu cred că Burduja se poate duce spre 30-35% și poate câștiga competiția. Dacă are Nicușor Dan vreo 30, Gabriela Firea vreo 30, domnul Burduja vreo 30-35, domnule Fenechiu, înseamnă că nu mai e loc de nimeni pe scena este, politică. Pentru că cei care au pot să scadă și Burduja poate să ajungă la 30-35%. Deci are încă șanse să câștige. Eu așa cred că Burduja are o șansă foarte bună. Dar îl poate ajuta sau o poate ajuta pe Gabriela Firea să urce mai sus domnul Burduja, având în vedere că PNL își ia voturile înapoi de la Nicușor Dan? Eu cred că nu. Scopul PNL-ului nu este să o ajute pe Gabriela Firea. Scopul PNL-ului este să scoată Burduja primar. Și cum veți face acest lucru, domnule Fenechiu? 15% și mai sunt vreo 40 de zile. E suficient. E suficient? Deci Burduja trebuie să-și prezinte programul și după ce își prezinte programul, bucureștenii vor putea alege. Da, uitați, domnule Fenechiu, vă și întrerup că vrem să mergem și la lansarea programului pentru București a lui Sebastian Burduja. Este în acest moment în direct. Hai să-l ascultăm. Pas cu pas. Mai aproape. Mai așa. Dar aici puteți să veniți, așa. Sunteți bine? O lumină. Hai să aprindem lumina, sunt ministrul energiei. Mi se spune să stau în lumină. Dragi prieteni și dragi bucureșteni, mersi, Dan, și tu, mă bucur să fim în seara asta aici. Mă bucur să ne reunim pentru schimbarea Bucureștiului. Uitați-vă bine în jurul vostru, la toți oamenii care cred în acest vis. S-a aprins și lumina. Și nu e regie. Vreau de la bun început să vă mulțumesc și să vă aplaud eu pe dumneavoastră și să vă mulțumesc că suntem împreună. Știți bine că am un vis, dar n-am doar un vis, Bucureștiul viitorului. Am și un plan să ajungem acolo. În ultimii ani, Bucureștiului i-au lipsit câteva lucruri simple. I-a lipsit această viziune, un plan coerent care să fie urmărit punct cu punct și să facă viața oamenilor mai bună. I-a lipsit o echipă. Am văzut cu toții, din păcate, un primar care încearcă să gestioneze singur un oraș de 3 milioane de suflete. Nu se întâmplă nicăieri în lumea asta. N-ai cum. Ajungi să fii încuiat în birou, înconjurat de dosare și fără să răspunzi la telefon. Și a mai lipsit ceva. A lipsit exact ceea ce văd când mă uit la voi. A lipsit energia de a face lucrurile să se întâmple. Uitați-vă bine în jur. Și veți vedea, iar la finalul acestei seri, veți ști că avem un plan, avem o echipă și avem toată energia de a schimba Bucureștiul în bine. Vreau să vă spun că n-am avut ocazia până acum. De ce candidez? Și de ce împreună cu voi vom recuceri Primăria Generală pentru Partidul Național Liberal? Da, sunt bucureștean, m-am născut în acest oraș și primul apartament a fost primit de partiție de părinții mei, undeva pe Alea Politehnicii, în sectorul 6,
sectorul 6. Când aveam 6 luni, la finalul anului 85, București devenise un oraș cenușiu, un oraș neprietenos pentru părinți tineri cu 2 copii. Și părinții mei au făcut atunci un pas greu, pentru că s-au întors în provincie, la bunicii mei, la Piatra Neamț. Dacă mă gândesc la parcursul peste generații al familiei mele, vă pot spune că bunicii mei au făcut trecerea de la țară la oraș. Au venit din Borniș, de lângă Suceava, de la Măgirești, din județul Bacău, și au venit în Bacău și Piatra Neamț și ulterior s-au stabilit în Piatra Neamț. Părinții mei au făcut trecerea din provincie în capitală. Tata student la ASE, mama a reușit la medicină, o mare realizare. Vă dați seama, final de 85, să te duci înapoi în provincie, înfrânt, că nu poți să reziști într-un București care nu mai oferea unor oameni tineri cu copii mici oportunități de bază. Multe s-au schimbat de atunci. Un lucru probabil e la fel. Era și un banc pe vremea aceea. Zice, care e diferența între frigul de afară și frigul din casă? Frigul din casă costă. Dar venind în copilărie la București, și unii m-ați mai auzit povestind lucrul ăsta, dar vă spun ce m-a impresionat pe mine copil fiind. De ce vă spun asta? Pentru că avem o datorie să ne regăsim acest spirit al orașului. Ascultați atent. Venind în București, în primul rând a fost un mare eveniment pentru familia noastră. De la intrarea în București, și se întâmpla undeva 91. Ce m-a marcat? Mă uitam la oamenii de pe stradă. Și m-a marcat viteza cu care treceau stradă, viteza cu care mergeau pe trotuar, viteza de acțiune. Asta înseamnă un oraș, asta înseamnă o capitală. Ăsta e spiritul Bucureștiului. Revenind acasă la Piatra Neamț, mi-am dat seama că parcă erau în slow motion concitadinii mei. Ulterior am venit la București, la școala generală, la școala numărul 11, am fost tocilar, am câțiva foști colegi, inclusiv de bancă, și pot să confirme. M-am dus la liceu Mihai Viteazu, în sectorul 2. Sectorul 2? Și am plecat în 2004 pentru studii în Statele Unite și m-am întors în 2016. După 12 ani. Constat astăzi că în ultimii ani, și nu puțin, și nu mă refer doar la ultimii 4 ani, ne-am pierdut cheful de a trăi în acest oraș. Ne-am pierdut bucuria de a ne crește copiii în acest oraș. Ne-am pierdut încrederea că Bucureștiul poate să se bată cu orice altă capitală europeană. Pentru că n-am avut un plan, pentru că n-am avut o echipă la Primăria Generală și pentru că n-am avut energia de a face lucruri. Am scris această carte, Planul pentru București, tocmai pentru a da o perspectivă. Și așa cum știți, ea era publicată dinainte să fiu anunțat candidatul Partidului Național Liberal. Pentru că n-am intrat în această luptă, împreună cu dumneavoastră, pentru o funcție. Am intrat pentru ideile. Am intrat pentru ideile care merită să fie puse în practică. Și despre asta vă voi vorbi pe scurt în seara asta. De aceea când mi-au spus unii și alții, nu te băga. O să-ți rup gâtul.
Le-am spus, politica nu este despre a nu-ți rupe gâtul, politica este despre asumare. Asta trebuie să facem, dacă ne pasă cu adevărat. Asta trebuie să facem, dacă în politică nu este despre noi, ci despre oamenii pe care vrem să-i slujim. Despre oamenii care merită o viață mai bună. Planul pentru România și planul pentru București. A treia mea carte, respectiv a doua mea carte. Sunt câteva idei mari pe care vreau să vi le prezint și încep cu prima, și anume Bucureștiul sigur. Dacă n-ai siguranță, n-ai nimic. Dacă n-ai conștiința că poți să îți trimiți copilul la școală sau la liceu în acest oraș și să nu riște să devină o victimă a consumului de droguri, n-ai nimic. Văd printre noastre mulți părinți. Mulți părinți care au copii la școală sau la liceu. Vă rog să ridicați mâna dacă aveți această frică pentru copiii dumneavoastră. Nu vă temeți. Știu că nu se vorbește despre asta. Știu că nu se vorbește despre asta. Da, Sebastian Burduja, candidatul Partidului Național Liberal la Primăria Generală a Capitalei, își lansează programul pentru București. O chestiune destul de interesantă este faptul că conducerea centrală a partidului nu se află la acest mare eveniment, deși în weekend, atunci când și-a depus în mod oficial candidatura, au fost alături de Sebastian Burduja. Domnule Fenechiu, e un semn acesta, faptul că conducerea centrală nu este acolo la lansarea programului? Cu siguranță nu există o sabotare al domnului Burduja. N-am zis de sabotare, v-am zis dacă ar trebui să interpretăm în vreun fel. Nu, în niciun fel. Toată conducerea Partidului Național Liberal e lângă Sebi Burduja, lângă Tiano Burduja. Programul a fost făcut cu mult timp înainte și există posibilitatea ca anumite absențe să fie generate de confirmări anterioare. Dar începând cu domnul Ciucă, cu domnul Bode, toată lumea este lângă Tiano Burduja, îl susținem cu toții și credem că este o soluție pentru București. Da, domnule Manole, am văzut lansarea, așteptăm că lansarea candidaturii oficiale a doamnei Firea. Da. Sau, mă rog, prezentarea programului pe ăsta. Liberalii au candidatul lor, e foarte bine. Noi avem candidatul nostru. Cred că doamna Firea va fi extrem de competentă în a explica lucruri din București pe care un fost primar le știe mai bine decât cineva care nu a mai fost în primărie. Va fi foarte ușor să... Se numește planul pentru București. Sigur că da, dar nu duc în derizoriu chestia asta. E dreptul lui și normal să aibă un plan și un proiect și e bine să și-l prezinte. Zic doar că pentru noi campania va fi una în care putem să arătăm foarte ușor și foarte concret adevărul despre niște teme. V-am spus mai devreme despre termoficare, pot să vă spun despre transportul public. Se laudă Nicușor cu tramvaie și autobuze achiziționate, sute. Haideți să vedem când a început licitația. Nicușor Dan nu intrase încă în primărie, nu știa pe unde e ușa. E legitim să te lauzi cu ce a făcut altcineva? Acum, apropo de laudele acestea, totuși Nicușor Dan, care vorbește mult despre matematică și deci despre educație, e în situația de a confisca munca al cuiva. Nu e chiar plagiat, e un pic mai rău. Nu copiezi tema colegului, îi fur cu totul carnețelul, caietul și te duci și spui: eu am scris această temă, ăsta este eseul meu, asta e compunerea mea. Dar care va fi strategia PSD și PNL vis-a-vis de candidații la Primăria Generală a Capitalei? Nu știu, spre exemplu, ar putea să existe o dezbatere electorală la care să meargă ambii, se vor ataca, nu se vor ataca, nu-și vor pronunța numele, adică există o astfel de înțelegere între PSD și PNL? Și vă întreb asta pentru că la primările de sector mergeți împreună, mergeți de mână cu PNL. Comunicarea publică de la începutul acestui drum a fost că vom încerca să ducem o comunicare constructivă în care să prezentăm soluțiile noastre și evident liberalii vor prezenta soluțiile lor pentru oraș,
cred că în bună măsură vom reuși să păstrăm această linie. Sigur, eventuale șicane pot să mai apară, dar nu cred că astea vor fi semnificative. Pe de altă parte, sigur că mergem împreună în sectoare, mai ales în 1 și în 2, e normal, e și preferabil. Revenim imediat și la sectorul 1, dar nu vreau să îl las așa pe domnul Fenechiu, că vreau să-l întreb și pe dânsul cum o să fie această campanie electorală când Gabriela Firea îl contracandează pe Sebastian Burduja și invers, bineînțeles, dar nu văd cum va fi campania electorală. Suntem obișnuiți cu atacuri din partea tuturor către toată lumea, domnule Fenechiu. Eu nu cred că Gabriela Firea va ataca pe Dianu Burduja. Și nici invers? Nici invers. Eu știu că decizia luată la nivelul celor două partide care formează coaliția este o decizie de a fi un program competitiv de soluții pentru București. Teoria că Gabriela Firea îl atacă pe Tianu și Tianu pe Gabriela Firea e o chestiune care eu cred că nu aduce voturi. Votul pot aduce proiectele pentru bucureșteni, ce facem cu termoficarea, ce facem cu parcările, ce facem cu transportul în comun. Astea sunt lucruri de care sunt interesați bucureștenii. Deci eu cred că și Tianu și Gabriela Firea se respectă ca și oameni politici și cred că își doresc ca bucureștenii să voteze în raport de soluțiile propuse. Evident că PSD-ul are electoratul specific pentru Gabriela Firea. Noi avem electoratul nostru de dreapta pentru Tianu. Pe culoarul Gabrielei Firea este și Piedone. Pe culoarul lui Tianu este și Nicușor Dan. Cred că domnul Burduja este mai degrabă pe culoarul lui Nicușor Dan, dacă mă întrebați pe mine, domnule Ferenc. Păi, de Burduja am spus altceva? Nu, astăzi e invers. Era... Nu, am inversat numele, domnule Fenechiu. Eu cred că viziunea liberală este majoritară și cred că domnul Nicușor Dan se interpune pe traseul Burduja și nu invers. Așa am permis eu să cred. E posibil că eu să fiu poet, e posibil să n-am dreptate, dar ca un om care cunosc bucureștenii și care știu că București e un oraș de dreapta, eu cred că una peste alta... Noi l-am scos primar pe Nicușor Dan în urmă cu 4 ani de zile și noi suntem cei care putem în momentul ăsta să spunem stop. În cazul în care, domnule Fenechiu, în cazul în care, așa cum arată sondajele astăzi, da, e o fotografie a momentului, într-adevăr, Nicușor Dan câștigă încă un mandat la Primăria Generală a Capitalei. Eșecul va fi la PSD sau la PNL, că nu a reușit niciunul din partide și niciun candidat comun să convingă bucureștenii că Nicușor Dan trebuie trimis acasă? Eșecul este comun. El trebuie corelat cu rezultatele de la Consiliul General și dacă nici la Consiliul General nu se creează o majoritate PNL-PSD, atunci eșecul este absolut. Dacă vom avea o majoritate la Consiliul General, e posibil ca poziția lui Nicușor Dan de primar general, un ascendent pe care îl are, să-și pune influența asupra modului în care bucureștenii vor vota. Dar eu cred că Tianu are o șansă foarte bună și eu cred că Tianu va fi viitorul primar general al Capitalei. Da, haideți să vedem, domnule Manole, ce se întâmplă la sectorul 1. Pentru că am văzut, nu știu, sunt vreo 7 candidați, mai nou a intrat și domnul Dorache în această... Nici nu mai știu, oricum zilele nu s-au terminat. Neguiță, sunt foarte mulți candidați la sectorul 1, spre deosebire de sectorul 2, unde, nu știu, în afară de domnul Mihaiu și domnul Popin, că mai e cineva, nu cred că mai e nimeni. Da. Dar la sectorul 1, bine, e și cel mai mare și cel mai bogat sector din București, e o bătălie foarte mare. Mai sunt șanse să câștige domnul Tuț, să susținut de PNL-PSD? Primul lucru cert este că mai mult de 70% dintre locuitorii sectorului 1 în toate sondajele sunt nemulțumiți de administrația Armand și de Clotilde Armand. Ăsta este un lucru cert. În acest moment, întrebarea este doar cine va fi opțiunea majorității nemulțumite, acestei majorități zdrobitoare, 70%, pentru a îi urma lui Clotilde Armand. Noi credem, evident, că puterea de organizare și de comunicare a PSD și PNL
în sectorul 1 vor fi determinante și că vom avea câștig de cauză cu candidatura lui George Tuță. Dar până atunci este o luptă foarte grea, pentru că există puține lucruri pe care să le fi văzut în, până la urmă, scurta cariera mea politică, care să bată contra performanțele lui Clotilde Armand. De exemplu, cifre, nu vorbe, nu slogan, nu covrigăria lui Marcel și alte postări al lui Clotilde Armand. Cifrele spun așa: indiferent cât ar minți Clotilde Armand, 13% execuția bugetară la investiții este corijență. 13% execuție înseamnă 13% din bugetul aprobat. Aprobat înseamnă neblocat de Consiliul Local, apropo de ce spune doamna Armand. Da, am urmărit un podcast la care a participat doamna Armand și se lăuda cu excedent bugetar, adică are bani în cont. Da, când nu execuți, de exemplu, dacă, haide să traducem așa pe ceea ce s-ar putea interpreta ca o discuție de dreapta. Da? Așa. Dacă ești un om de afaceri și ai un plan de afaceri pentru a-ți dezvolta propria ta companie și la sfârșitul primului an în care ai început să faci asta, din ceea ce ți-ai propus să realizezi ca antreprenor, ai realizat doar 13%. Din ceea ce ai avut buget să realizezi, ai realizat doar 13%, atunci ești unul dintre mulții falimentari ai acelei țări. Cum să poți să te lauzi, inclusiv ca businessman, ca să rămân în paradigma asta? Dom'le, după ce am început o afacere, dom'le, n-am făcut nimic la business-ul ăla. Doar 13% am făcut din cea, dar mi-au rămas banii. Păi ești puțin în afara sistemului. Da? Dacă încă, imaginați-vă, oricare dintre, nu știu, o mare companie românească de automobile, cu care ne mândrim cu toții, istorică, dacă ar spune la finalul anului: dom'le, n-am realizat investițiile pe care am vrut să le realizăm, n-am produs mașinile alea, dom'le, dar uitați ce de bani au rămas ce aici. Ce de bani avem în conturi. Cu ce te ajută, doamne, da, ca să zic așa? Deci nu are nicio logică administrativă să te lauzi că nu ai cheltuit banii, pentru că, până la urmă, cheltuirea banilor, ce ar fi însemnat pentru sectorul 1? Ar fi însemnat locuri în școli și grădinițe, ar fi însemnat curățenie, ar fi însemnat parcuri, ar fi însemnat, apropo, știți, un pod, o traversare, o lucrare de mare infrastructură în sectorul 3, eu o știu. E vreuna în sectorul 4, o știu. E vreuna în sectorul 6, da, o știu. E vreuna în sectorul 2, da, e începută de Gabi Firea, 85% și terminată târziu, după 4 ani, de Nicu Șordan. Doamne, știți așa ceva în sectorul 1? Nu știe nimeni. Ăsta este un lucru pe care, cum să zic, invers decât arghezii. Pui mâna și zici, este. Nu, pui mâna oriunde și nu e nimic nicăieri. Să laudă doamna Armand cu un centru care se numește Caraiman și care oferă servicii medicale. E de pe vremea domnului Tudorache? Că e de pe vremea lui Chiliman. Ce anume s-a făcut în ultimii 4 ani la Caraiman? Ca să poate ne și mândrim, poate și noi spunem, da, doamne, merită continuată povestea aia de la Clotina. Nu există așa ceva. Și mai există un singur lucru pe care vreau să-l spun și care e important, pentru că e despre dreptate. Linia de atac a USR la sectorul 1 este să spună că Andrei Chiliman, care îl sprijină, și e adevărat că îl sprijină pe George Tuță, este și a fost penal. Este o mizerie, este o rușine, este ceva ce te descalifică ca om să spui. Pentru că Andrei Chiliman n-a fost nicio secundă condamnat, nici cu suspendare, nici cu executare. Andrei Chiliman nu a ajuns în instanță pentru că însăși procurorul a spus. Nu am niciun reprezentant al USR în platou, dar știți, domnule Manole, că am văzut dubla măsură, da? Doamna Clotilde nu e penală, deși e trimisă în judecată. Domnul Chiliman e penal, că a fost urmărit penal. Adică, da, încă o dată, pentru Andrei Chiliman, și aici nu mă cert cu USR-ul, aici doar spun un adevăr. Adevărul este că Andrei Chiliman a terminat acea poveste cu procurorul însuși zicând: fapta nu există, ne oprim că nu e cazul.
Ori să spui asta, să-l faci pe omul ăla penal, să îl tratezi fără respect, nu că e Andrei Chirima, putea să fie Gigi, putea să fie Ionel, putea să fie Maria, oricine, orice om. Să spui tu despre orice om așa ceva. Eu în locul lui Andrei Chiriman aș merge în instanță împotriva lor. Și ar fi un lucru foarte bun să o facă. Ei bine, și să faci toate astea, această nedreptate față de un om, oricine ar fi el, tu însăți, fiind inculpată, tu scriind pe 22 septembrie 2017 pe Facebook, cu mâna, nu cu mâna ei, că nu știe atâta limbă română, ci cu mâna consultantului, indiferent cum l-ar chema pe acela, să scrii tu, Sevil Shaideh este inculpată și trebuie să plece acasă, nu are dreptul moral de a administra bani publici. Și la mai puțin de 7 ani după, tu inculpată, să nu ai nici o urmă de demnitate și să spui există niște indicii temeinice împotriva mea. Procurorii au trimis în instanță dosarul. Dar asta cerea la un moment dat să fie trimis cât mai repede retrag. În instanță? Adică, da, dar când a fost trimis în instanță a zis că statul paralel da, păi, e de vină. Da, am văzut. Bine, acum noi ne cunoaștem de niște ani. Mie mi se pare că retrăiesc PSD 2017. Da, doar că eu, spre deosebire de doamna Armand, am un argument să vorbesc împotriva statului paralel al lui Drulă. Pentru că eu când am fost întrebat de statul paralel al lui Dragnea în 2017 în Hot News, am zis nu știu care-i treaba cu statul paralel, mai avem multă treabă de făcut în statul ăsta și după ce terminăm cu statul ăsta, mergem și în statul paralel și vedem ce de făcut acolo. Clotilde Armand, care a vorbit într-un fel în 2017, este departe de propriul discurs și nu doar ea, ci și Drulă. Așa este. Noi urmărim toate discursurile și le dezbatem aici la România Politică, însă alături de noi este și Sebastian Zacman, care lipsește motivat astăzi de aici, de la România Politică. Este într-o companie, cred, mult mai bună decât cea de aici. Nu, Sebi? Bună seara! Nu, greșit. Nu. Într-o companie cu tine și cu Petre Florin Manole mă simt infinit mai bine decât într-o orice altă companie din politică. Ești la sediu PNL, stai de vorbă cu mai mari liderii ai Partidului Național Liberal, care sunt mari absenți de la lansarea lui Sebastian Burduja. Da, au motivat și ei acest absent, că au fost sâmbătă sau când și-a depus da. Sebastian Burduja atunci pe motocicletă candidatura, dar să știi că este foarte mult entuziasm, asta m-a surprins aici la PNL, un entuziasm debordant. Pe calcule și domnul Ciucă și domnul Bode și domnul Rareș Bogdan au venit cu niște cifre așa fabuloase, aș putea spune, pentru PNL. Altele decât cele de la Avangard? Ale PSD-ului? Nu, dincolo de sondaje, pe calculele lor făcute pe depunerea candidaturilor, pe număr de primari, pe număr de primari pierduți, dar și racolați de la alte partide, speră să fie umăr la umăr cu PSD la alegerile locale. Ceea ce n-ar fi exclus, alegerile locale. N-ar fi exclus, că am făcut și noi această analiză aici, am zis, un 30 ceva la sută PSD, un 30 ceva la sută PNL nu e exclus, mai ales că sunt locuri unde se autosustin, dacă vrei. Da, și întotdeauna PNL a obținut un scor bun la alegerile locale. Problema lor a fost că au pierdut cam un milion de voturi între locale și parlamentare. Însă acum, până la parlamentarele din decembrie, trebuie să mai treacă și prin alegerile prezidențiale, deci iarăși se schimbă regulile jocului cumva sau așteptările liderilor PNL. Dar pentru București au vreo speranță că Sebastian Burduja este cel care câștigă? Nu, chiar n-au absolut nicio speranță. Îmi pare rău să-i transmit acest mesaj domnului Burduja, dacă ne urmărește sau dacă află de la noi. Sincer, pe ce ne-au spus liderii PNL, se așteaptă la un scor de 20%. Ei spun că 20% obținut în București și pentru PNL, dar și pentru Sebastian Burduja, ar fi o victorie, pentru că PSD în București va fi undeva la 30%, poate mai jos, spun liderii PNL. Da, 20% este peste scorul partidului în București, că sunt undeva la 15%, dacă ne uităm în sondaje la intenția de vot, 15-17%. Deci... Da, dar asta ar însemna totuși să fie Burduja, adică recunosc și ei că Sebastian Burduja va fi pe locul 4 după Nicușor Dan, Gabriela Firea, Cristian Popescu, Piedone, sigur, nu în această ordine, în ordine pe care o vor decide bucureștene, dar între cei trei se duce lupta acum. Burduja are mai degrabă competiția cu el însuși, ca prim test electoral direct,
și competiția pe vot politic între partide în capitală. Se ducă organizația București măcar spre 20%. Da, crezi, Sebi, că Sebastian Burduja poate să ia suficient de multe voturi de la Nicu Șordan, voturi pe care în urmă cu 4 ani PNL le-a dat către candidatul Nicu Șordan, astfel încât să o aștepte Gabriela Firea să mai urce, să mai primească niște voturi, adică să fie mai aproape de Nicu Șordan? Ar putea Sebastian Burduja să fie un echilibru? E posibil ca Sebastian Burduja să rupă 10, 15, poate 20% din voturi, dar să nu uităm că votul util va funcționa în ambele direcții la alegerile din 9 iunie. Adică o bună parte din votanții lui Sebastian Burduja de astăzi, probabil cu o seară, cu o zi înainte de alegeri, vor decide să meargă cu Nicu Șordan, la fel cum o parte, poate, dintre votanții lui Piedone vor vedea că în competiția directă se află Gabriela Firea cu Nicu Șordan și vor merge pe opțiunea Gabriela Firea. Deci cred eu că se vor împărți voturile cumva în mod egal și să nu uitați că în urmă cu 4 ani a mai fost un candidat al dreptei care a rupt din voturile lui Nicu Șordan, Traian Băsescu, care a obținut 10%. Nu e deloc puțin pentru un candidat cum era atunci din partea PMP, Traian Băsescu, care a rupt 10% în condițiile în care Nicu Șordan venea din postura de opozant al Gabrielei Firea, nu de primar general. Deci acum dacă se împar voturile între Piedone și Firea, iar Sebastian Burduja îi mai rupe din voturile lui Nicu Șordan, totuși nu cred eu că liberalul Sebastian Burduja va rupe de la Nicu Șordan mai mult decât va rupe Piedone de la Gabriela Firea. Deci în acest moment e toată lumea conștientă că Nicu Șordan, din postura lui de primar în funcție, de primar susținut de 3 partide și de la vârful sondajelor de opinie, pleacă favorit în această cursă. Favorită pleacă Gabriela Firea la bătălie cu Nicu Șordan? Da, dacă e să alegem pe cineva care se luptă direct cu Nicu Șordan, sigur, doamna Firea pare a fi acel contracandidat, pentru că va reuși să adune aproape toate voturile din bazinul PSD. Domnul Manole aici de față ne spunea Sebi, Piedone vor vota cu Gabriela Firea, dar chiar și așa, doamna Firea, chiar de la înălțimea acelui 30% pe care îl are în sondajele de opinie, nu știu dacă poate să răstoarne scorul, să surmonteze și deficitul pe care îl provoacă Cristian Popescu Piedone. Păi, domnul Manole aici de față ne spunea puțin mai devreme că doamna Firea nu a obținut niciodată un scor mai mic decât cel al partidului. Asta ar însemna că ar trebui 31-32% din voturi să meargă către Gabriela Firea. Da, dar asta poate fi insuficient într-o competiție cu Nicu Șordan și Gabriela Firea n-a concurat niciodată cu un rival atât de puternic pe partea stângă cum este Piedone. Sigur, și în 2020 a fost acea tentativă a lui Robert Negoiță cu Victor Ponta de a-și face un partiduleț care a ieșuat lamentabil, sigur. La sectorul 3, domnul Negoiță și-a obținut mandatul, dar nu se compară forța acelui mic partid cu forța arătată de Piedone, cel puțin în ultima săptămână, în ultima lună de precampanie. Da, cred că ar trebui totuși, domnule Zagman, să împărțim ultima lună în două părți. O parte aceea în care domnul Piedone a părut a fi singura alternativă la Nicu Șordan și atunci când ești singur, captezi, sau aproape singur, captezi foarte mult dintre nemulțumiți. Iar acum, de vreo săptămână, e clar că domnul Piedone nu mai e singur. Aș citi lucrurile un pic altfel. Cu siguranță majoritatea bucureștenilor nu-l mai vor pe Nicu Șordan, în sensul că mai mult de 60% dintre bucureșteni vor altceva. Singura întrebare, și aici depinde de abilitatea tuturor celorlalți contracandidați ai lui Nicu Șordan, singura întrebare este dacă vreunul dintre acești contracandidați ai lui Nicu Șordan va reuși să transforme cât mai mult din votul acesta într-un vot util, astfel încât această majoritate nemulțumită să meargă pe o singură mână, să meargă pragmatic și să spună vrem altceva și atunci preferăm varianta asta, nu știu, Firea, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, și să avem de fapt un tur 2 în turul 1, De acord, teoretic dumneavoastră aveți dreptate, însă practic vedem că pe această parte a stângii
unde ar trebui să existe un monolit de tur 2, așa cum corect spuneți, n-ar trebui să avem trei candidați care să-și împartă voturile, cum avem acum Gabriela Firea, Cristian Popescu Piedone și candidatul Laur, care mușcă și el puțin sigur, dar totuși mușcă câteva mii de voturi, poate, din electoratul de stânga sau direct din electoratul PSD. Și atunci mi-e greu să cred că acești trei candidați, mâncând din aceeași felie de electorat, nu vor dezavantaja decisiv pe doamna Firea în competiția ei directă cu Micuș Ordan. Sigur, teoretic, e corect ce spuneți, dar la alegeri mi-e greu să cred că domnul Burduza va rupe puțin de la Micuș Ordan și ceilalți vedem și mai puțin de la Firea. În practică vom vedea pe 9 iunie seara, pe 10 iunie vom vedea și aceste analize care au fost mai corecte, însă astăzi nu mai avem timp. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenție. Domnule Manole, vă mulțumesc și dumneavoastră. Mulțumesc. Îi mulțumesc și domnului Fenechiu, așa în lipsă, pentru că între timp s-a întrerupt legătura telefonică, și vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne revedem și mâine seara aici la România Politică la 18 fix. Seară bună!